Salutare, bine v-am regăsit! Săptămâna trecută lansam un concurs dedicat, adresat tuturor susținătorilor paginii Sugar Flowers Made by Marinela Mureșan. Pentru că am depășit 6.000 de membri ai comunității noastre, am decis să punem în joc niște premii. Vi le arătăm acum. Pentru premiul întâi, 5 trandafiri modelați din pastă de zahăr. Pentru locul al doilea, 3 veinere, 3 petale de flori și pentru locul al treilea, 1 kg de pastă specială pentru flori. În concursul nostru s-au înscris 141 de persoane. Am întocmit o listă pe care am încărcat-o deja pe random.org. Vă arătăm lista. Lista este aleatorie. De aici site-ul va extrage 3 câștigători. Locurile 1, 2, 3 care vor rezulta în lista respectivă vor fi persoanele, mă rog, vor fi câștigătorii, desemnați câștigătorii celor 3 premii. În cazul în care cei 3 refuză, renunță sau nu pot să-și revendice premiile, vom coborâ în listă, în ordinea corespunzătoare. Haideți să vedem ce rezultă din extragerea noastră. Locul 1, Mariana Simion. Locul 2, Deacon Laura. Locul 3, Moldoven Cornelia. Așadar, trandafirii vor merge la Mariana Simion, veinerele vor merge la Deaconul Laura, iar Moldoven Cornelia va primi pasta specială pentru flori. O să vă contactăm pe fiecare în parte prin mesaj privat și vom stabili detaliile expediției. Vă mulțumim că ați participat la concursul nostru. Pentru toți urmăritorii activității noastre, vă relansăm invitația de a ne urmări pe canalul de YouTube, unde puteți să vă abonați la postările viitoare și în același timp să urmăriți activitatea paginii Sugar Flowers Made by Marinela Mureșan. Încă o dată, mulțumim!